Bun găsit, prieteni! Alături de noi este astăzi doamna Gabriele Cubi, autoarea cărții intitulate Revoluția sexuală globală, distrugerea libertății în numele libertății. Dacă ar fi să o descriu simplu și totodată plastic pe invitata noastră, ar trebui să vă rog să vă amintiți basmul acela în care într-o zi un împărat iese în cetate, gol, pușcă și slujbașii, supușii de groază, de frică, nu îi spun împăratului că este gol. Un tinerel din mulțime, la un moment dat, din inocență sau din curaj sau din cine știe ce motiv, din normalitate, pur și simplu, strigă împăratul este gol. E bine, o asemenea voce este invitata noastră de astăzi, doamna Gabriele Cubi, o voce care strigă că împăratul e gol, și împăratul, în acest caz, este teoria de gen la care se referă dumneai în conferințele și în cărțile pe care le semnează. Doamna Cubi, alegeți, vă rog, pentru început, câteva exemple care dor mai tare, câteva mostre de ceea ce înseamnă teoria de gen. Striking examples for the ed ideology working. the ide ideology says you can choose your sex, the new word for this gender, whether you want to be a man and a woman. and which is crazy uh, because we cannot choose it, but this is what the ideology says. and you can uh, choose the way you satisfy your sexual urge. Ideologia ne spune că poți să alegi genul, poți să alegi dacă ești bărbat sau femeie, ceea ce este o nebunie. Uh, și de asemenea spune că tu poți să cum să satisfaci acest impuls sexual. So the striking examples are that children are taught in school sexual diversity, that they can choose their sexual orientation even in the in the first grades whatever they want to be. Uh, deci în acest sens avem copii care sunt învățați la școală că ei pot să și aleagă orientarea sexuală, chiar din primele clase, să aleagă ce, cu ce se identifică. Care sunt țările, locurile din lume atât de so what, exotice. what countries in which countries does this happen? This happens in the whole western world. Uh, I've been traveling a lot this year, I've been traveling to other continents. Uh, my last big journey was to New Zealand and Australia. It is happening there. Children in school are given 13 genders to choose from. Yeah it's, it's not, It sounds so mad, but it is actually happening. It is happening in Canada. It's happening in, in, in sex education, uh, which says children have a right for sexual satisfaction. It's happening in all Western cultures.. călătoresc mai multe țări și acum recent am fost în Noua Zeelandă și acolo uh, prin educația sexuală în Canada și în alte țări copiii li se dă să aleagă între 13 genuri diferite. The European Uniunea Europeană, Națiunile Unite, uh... Organizația Mondială de Sănătate toate împing această agenda. You find it hard to believe as a Romanian uh, because you still have rather traditional values which are still intact and you do not have sex education at schools. Vi se pare greu să, să credeți acest lucru trăind în România, unde încă se păstrează anumite valori tradiționale și pentru că încă nu este educația sexuală în școli.

It is an ideology. It's a woman who developed this ideology. It's Judith Butler. Her name is. She developed gender ideology, which says our sex as man and woman is just constructed, and we can deconstruct it. Vine, provine de la dintr -o de Judith Butler, care genul nostru este uh, ceva construit și noi putem să

well it's a development yeah the 68 was the sort of sexual revolution have sex with whomever you want destroy marriage we don't need marriage sexualize children that started in the, uh, in the late 60s early, uh, early 70s and the movement went on and on Deci a fost o dezvoltare. Întâi a fost revoluția sexuală, care spunea că nu avem nevoie de căsătorie, poți să faci sex cu cine dorești, uh, a venit sexualizarea copiilor și acum vedem dezvoltarea acestei mișcări. The homosexual movement and the radical feminist movement, which very often is the same because very many radical feminists are lesbians, they got together and the gender theory came out of it. Deci mișcarea homosexuală împreună cu mișcarea radical feministă, care de multe ori sunt împreună, pentru că de multe ori feministele sunt uh, homosexuale, împreună luptă pentru acest lucru. There's a conservative philosopher, Edmund Burke. He says uh, the only way uh, for evil to spread is if good for evil to triumph is if good men do nothing. Un filozof conservator, uh, Edward Burke, yeah. spunea că o modalitate pentru ca răul să triumfe este ca oamenii buni să nu facă nimic. And good men have to do something, and women too. <laughs> deci bărbații, atât bărbații cât femeile bune trebuie să facă ceva. Otherwise all this will come into Romania. Yeah. Altfel o să vedem că aceste lucruri vor veni în România. Um din punctul nostru de vedere al majorității probabil, cel puțin în România, uh, pare o nebunie sexualizarea copiilor. Care ar fi argumentul uh, susținătorilor teoriei uh, genului că My e un lucru bun? What is they good question. They they say that the child is a sexual being. They say Science has proved this and children have a right for sexual satisfaction and we have to show them how to do it. Deci ei argumentează că copilul este o ființă sexuală, că trebuie să exper experimenteze și noi trebuie să le arătăm cum pot să facă acest lucru. Știința a dovedit că copilul este o ființă sexuală. It is Christianity which and Judaism, which has erected the idea of sexuality to have it only in marriage This made family possible. Acest lucru a făcut posibil familia. And family is the foundation of our culture. Iar familia este fundația culturii noastre. Pagan societies were totally sexualized. Uh, culturile păgâne erau total sexualizate. And we are now going back. Și acum ne întoarcem spre aceste culturi. We are this away. Aruncăm la gunoi uh, cultura noastră. And it is so beautiful and so precious. Și cu toate că este atât de frumoasă și atât de prețioasă. Este bine cunoscut faptul că spuneți că familia, individul și și libertatea sunt adevăratele mize ale acestor mișcări. The family, the individual and freedom. This is what they are after. These this is what these movements are. Yes. After. De ce uh, nu este o teorie a conspirației ceea ce susțineți? Pentru că sunteți acuzată că Uh, we have to. Uh, how do we argue that it is not a conspiracy theory that these movements do indeed attack the family, they attack the individual, and they attack okay. freedom itself? The first question was a philosophical question about the individual, about the autonomous individual, about freedom. Uh, the, we are not autonomous. We are not monads which are just I, 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 I. Yeah? we are social beings. aristotle has developed this whole philosophy. we are social beings. so we always have to have this horizon. there are others, others around us.

Dacă spunem că eu sunt Dumnezeu, atunci cea mai puternică persoană chiar va deveni un Dumnezeu. The concept of freedom is not we do not have unlimited freedom. În conceptul libertății nu avem o libertate nelimitată. It's a childish concept of freedom. Este o un concept um, infantil a libertății. It's infantile, yeah. And we have to teach our children from 2 years onwards that they're not alone and that that whatever they do has consequences for themselves and for others. Da, trebuie să so that is one part. the other part thing is the conspiracy theory. it is a wonderful way of delegitimizing people. if you what, what, uh, they say something, you say, this is conspiracy theory. it's out of the discussion. Din but there's no problem at all to prove that the United Nations, the European Union, Facebook, Apple, Bill Gates, Rockefeller, the Population Council and, and, and the media and the entertainment industry, they are all on the same lines. Dar nu este nicio dificultate în a dovedi că toți cei menționați de, de dânsa sunt pe aceeași linie, luptă pe aceeași linie și susțin aceeași linie. And, just one case which just comes to mind, the, the inventor of the Mozilla uh firm, uh, yeah, what's his name? Uh, the, the CEO of Mozilla, yeah? They discovered that 10 years ago he donated 1000 dollars. To the pro-family movement in California when they had their referendum, he lost his job. Deci, un exemplu clar este atunci când CEO-ul de la Mozilla Firefox i uh, s-a aflat că acum zece ani uh, el a donat o sumă de o mie de dolari micișcari pro-familie în California atunci când California a avut referendumul mm -hmm. și din cauză să iel s-a pierdut uh, poziția. This is not a theory. This is what happens. You can read it in the papers. Asta nu este o teorie. <laughs> este ceea ce așa se întâmplă. Putem citi în ziare. And now we have the leak of the Soros papers. I hear Soros gives a lot of money into this movement, uh, sexual movement in Romania also. Acum am avut aceste leakuri. Uh, His email account was leaked. Da, deci ta spart uh, contul lui Soros și acum vedem cum el pompează mult bani în această mișcare în diferite țări. 2500 documents became public. 2500 de documente au fost făcute publice. From his Open Society Foundation, uh, documente a societatii lui the Open Society, and they show he finances same-sex marriage, LGBT movement, migration, um, um, sexualization of children, and so on. He finances all that. Deci, și aceste documente arată că el finanțează uh, între homosexuali, LGBT movement, îi finanțează sexualizarea copiilor, uh, migrarea.

All these policies lead to, uh, to a, a decrease of population. Toate aceste politici duc la, uh, scăderea populației. Contraception, abortion, homosexuality, uh, destruction of families, sexualization of children, all this uh, leads to, to cutting sexuality from fertility. Yeah. anticoncepționalele, avortul, sexualizarea copiilor, homosexualitatea, toate aceste lucruri duc la a uh, separa uh, sau adeașcătia uh, populația prin a separa uh, fertilitatea de actul sexual, sexualitate. de sexualitate. Okay. And the second aspect is that all these policies, policies destroy identity of people și toate aceste politici distrug identitatea oamenilor. What gives us identity? Our religion. Ce ne dă identitate? Religia noastră. Our nation. Națiunea noastră. Our family. Familia noastră. Și până acum recent, chiar sexul nostru, genul nostru, că suntem femeie sau bărbat. That was important, is important for our identity. Acest lucru este important pentru identitatea noastră. And Now they are going to, the, to destroy the identity of us as men and women și in children. Că acum ma au să distrugă acest identitate în copii. Ce se întâmplă când uh, ne pierdem aceste bucăți vitale care construiesc identitatea noastră? We are uprooted and we are very weak. You need to know who you are to be powerful and to do something. Suntem dezrădăcinați și devenim foarte slabi. Trebuie să fii puternic ca să poți lupta, să poți face ceva. And if you if you have no don't know who you are, you cannot have a vision for your life. What you are interested in sex consumption and survival. No. Trebuie să știi cine ești ca să fii puternic și când nu știi cine ești, te preocupă doar supraviețuirea și instinctele sexuale. Prin urmare, să zicem, credinciozul creștin care are convingeri și o identitate bine definită e inamicul numărul unu -al -la, unul al unor asemenea mișcări. I think the Catholic Church is the main enemy. Consider că Biserica Catolică e cel mai, mai mare inamic. Because they hold on to the dignity of man. Pentru că mențin demnitatea

un obstacol care so trebuie înlăturat pentru că Of course, exactly. And Pope Francis is now speaking out clearly against gender uh, ideology. Papa Francisc a vorbit explicit împotriva acestei teorie de gen. He calls it cultural imperialism. Uh, o numește imperialism cultural because it really is being forced into all cultures. Pentru că este dus și propagat în toate culturile. Africa este uh, resisting very much the African nations. Africanii și națiunile africane încearcă să se impună. And they are blackmailed with money to to uh, go on that course. Dar sunt șantajați cu sume de bani ca să urmeze și ei acest curs. E clar că biserica creștină are de dus o luptă dacă acestea sunt mizele. Putem însă Racola are de luptat, are mize sau motive să lupte un om care nu în credincios creștin, să lupte împotriva acestor mișcări? I think also people who are agnostics have this yearning for love in their heart. Cred că și cei care sunt agnostici au această dorință pentru iubire în inima lor. every single child wants their parents to stay together and be in a loving relationship. so this is a kind, we have this longing for love in our heart. every human being. the question is how do we reach it? and it is not easy to have a life which is really centered around love. Și nu este ușor să ai o viață care este cu adevărat centrată pe iubire. Is not easy to be faithful in a marriage until the end of your life. Nu este ușor să rămâi fidel într-o căsătorie până la sfârșitul vieții. And the and I think more or less everybody wants it, but we need strength to walk that path. Toți ne dorim, dar avem nevoie de putere să mergem pe această cale. And as a Christian, I call this strength Grace. There is the possibility of being in a living relationship with God and to receive the help from above to walk this path. So, really, to fight, to go into this battle now, at the hour of history where we are now, needs a lot of strength and courage. Deci, într-adevăr, ca să luptăm acum, în momentul acesta din istorie, este nevoie de multă putere și curaj. Where do we get the courage from? De unde vine curajul? I do not know much about Romania, but I feel there is quite a heaviness. nu sort of, people are quiet, they don't ask many questions. Uh, they rather not not are not seen, yeah. Endure, endure. Endure, endure. Something else has to happen. Nu știu multe despre România, dar am observat și văd că oamenii sunt sub o anumită greutate. nu nu pun întrebări, oarecum nu vor să fie văzuți în dură. We have to speak out. Dar noi trebuie să vorbim. Every person who speaks out will have Orice persoană care iese și vorbește va avea în urmă alții care o văd și o să zică și eu pot să fac acest lucru. Trebuie să se schimbe. Communism over. Comunismul s-a terminat. Un sfat pentru cei care ar face primii pași în, în lupta asta de viață întreagă. for those who would, do, who would take the first steps. E yes, i'm afraid. yes, uh, i think the first step really is to look at yourself and admit to yourself, i'm afraid. and that is, concerns every kind of weakness. to be truthful with ourselves, yes, i am afraid. Așa, asta e, se aplică la oricare, la oricare dintre um, slăbiciunile noastre. Să fim sinceri și să vă spunem da, mi-e frică. If you are a believer, then you pray, yeah, to get the strength to go through this fear. Dacă crezi, Dumnezeu, atunci te rogi să ai puterea să treci de această frică. In the Psalms we hear them say, thank you God, you have taken your, my fear away. În Psalmi auzim că cum mulțumește Psalmistul, mulțumesc Dumnezeu că îi mulțumesc Domnului că mi-a ridicat să mi-a luat frica. Și dacă te gândești <But> că <cute> ești prea mic și prea singur și să, să, suntem prea puțini ca să facem ceva? Yes. That's the normal thing. There are seven billion people, and I'm just one. What can I do? It is the normal illusion we are in which keeps us from acting, doing something. But then look at movements, whatever it is, a good or a bad movement. How did it come about? Let's look at the bad things. Who started the communist revolution? Lenin. One person at the top, yeah? Or Margaret Sanger, who gave her life to introduce contraception and abortion. sau so, Margaret Sanger, care și-a dedicat viața să introducă anticoncepționalele și avortul. She changed the Ea a schimbat cultura. Este mai ușor să schimbi cultura în rău. But then if you look at good movements like Gandhi in India. You know the skinny man? Yeah? He says, I will get all these Britons out of my country. <laughs> and, he did. and he did. Now in Germany we have a prayer movement in Augsburg, which is close to Munich where I live. Yeah? They have started a prayer house. They pray, pray 24 hours a day. They have done this for a few years. It is now exploding. Să explodeze. They have conferences. They had a conference last year. Uh, 4,000 people. Now, for the next conference in January, 8,000 people are coming. Young people. Anul trecut au avut o conferință la care au participat 4.000 de tineri. Anul acesta vor veni, de fapt în ianuarie, vor veni 8.000 de tineri. So I think I speak openly about faith because because I think this is the only chance we have. We will not overcome our fear otherwise, yeah. And if yeah. Vorbesc despre credință pentru că eu consider că este singura șansă care o avem. Nu putem să ne depășim frica în alt fel. If we do, we have to ask honestly, Honestly, what God do you want me to do? Să sincer, Doamne, ce ca eu să fac? And then we should really have a sort of a phase of actually severely praying, earnestly praying for that. Acest lucru. Get to people with other people, get together with others, have a prayer group and pray. What is our place in this battle? Să ne adunăm chiar și cu alții și să ne rugăm, să formăm un grup de rugăciune și să ne rugăm unde este locul nostru în această luptă. Or you join groups, you join Or, movements. Some people are called to be a leader, others are people are, are called to be to join groups and, and, and help them. Yeah? Să te alături unei mișcări. Unii sunt chemați să fie lideri, ați te deduci și te alături și ajuți pe ace aceia. And I'm absolutely convinced God has a place for every single person in this. Și sunt convinsă că Dumnezeu are un loc pentru fiecare în acest. And în every every person can do something which nobody else can do. Și fiecare persoană poate să facă ceva ceea ce nimeni altcineva nu poate.